O să vă pun solicitație să-i puneți pe generare, cine să o rulețe. Bună seara, numele meu este Mirela Pop și sub îndrumarea doamnei profesor Corina Popsitar am pregătit un articol Digitalizarea instituțiilor publice. Elaborarea acestui articol a fost influențată de evenimentele din ultima perioadă, în special de pandemia de COVID-19, care au determinat sau chiar au forțat trecerea interacțiunii dintre cetățeni și instituțiile publice din mediul fizic în mediul online. Așa cum spune și Alvin Toffler, marele motor zgomotos al schimbării este tehnologia. Ritmul în care tehnologia avansează face sau determină ca omul să-și înlocuiască obiceiurile tradiționale, obișnuite, cu lucruri noi, inovative, care fac viața mai ușoară. Dacă acceptăm fiecare nu, schimbarea și evoluția nu pot fi stopate. Concepte precum digitizare, digitalizare, transformare digitală sunt din ce în ce mai des întâlnite. Tocmai de aceea, una dintre prioritățile Uniunii Europene este transformarea digitală. În acest sens, Parlamentul European elaborează politici care au în vedere întărirea capacității Europei în noile tehnologii digitale, deschiderea de noi oportunități pentru afaceri și consumatori, susține dobândirea de competențe digitale, formare profesională și ajută la digitalizarea serviciilor publice, cu respectarea drepturilor și valorilor fundamentale ale cetățenilor. În sectorul public, digitalizarea presupune acces mai rapid la informații, experiență îmbunătățită a cetățenilor prin creșterea accesibilității la serviciile publice, productivitate crescută, informațiile dintr-un document digitizat și bine organizat se obțin mult mai repede față de un document analog, în acest fel crescând productivitatea angajaților și în același timp și a instituției în sine. Costuri operaționale mai mici, documentele digitizate reduc costurile cu tipărirea și păstrarea acestora. Securitatea datelor, documentele digitizate sunt și informațiile sunt protejate, iar accesul este permis doar persoanelor autorizate și potrivite. Comisia Europeană a demarat proceduri necesare în vederea monitorizării evoluției digitalizării la nivelul fiecărui stat membru. Anual se calculează indicele economiei și societății digitale, indice care se bazează pe 5 mari piloni: conectivitate, capital uman, utilizarea internetului, integrarea tehnologiei digitale, servicii publice digitale. Potrivit datelor furnizate de Comisia Europeană, în 2020, persoane cu vârsta între 25 și 44 de ani au accesat informații pe site-urile instituțiilor publice în proporție de aproape 60%. De neglijat nu este nici procentul de 26% atins de persoane cu vârsta peste 65 de ani. Dezvoltarea serviciilor electronice și accesarea online a site-urilor instituțiilor publice este analizată pe fiecare stat membru în parte. Se observă că Danemarca are un procent de 89%, în timp ce România se află pe ultimul loc cu un procent de 10%. Dacă ținem cont de indicele economiei societății digitale, în clasament România se află pe locul 26 din 28, iar în ceea ce privește serviciile publice digitale pe ultimul loc. Cadrul legal pentru care asigură implementarea acestui proiect de transformare digitală este asigurat de Autoritatea pentru Digitalizarea României, instituție care a luat ființă în 2020 și care urmărește nu numai implementarea acestui proiect de digitalizare, ci și evoluția. Spre exemplu, la martie 2022, pe platforma online ișoul.ro
erau înregistrați 1.300.000 de utilizatori. E o platformă care asigură vizualizarea taxelor, a impozitelor, a amenzilor și plata parțială sau totală a acestora. Sau, spre exemplu, pe platforma aici.gov, o platformă intermediară care asigură înregistrarea documentelor adresate instituțiilor publice care nu au registratură online, erau înregistrate 1.800.000 de solicitări. Progresul la nivel de țară nu se poate face fără un interes pentru elaborarea politicilor și strategiilor de dezvoltare în concordanță cu evoluția tehnologică din partea instituțiilor locale. Și în acest sens, municipiul Baia Mare este un exemplu de bună practică, fiind preocupat să dezvolte aplicații necesare creșterii calității vieții cetățenilor în raport cu nevoile lor specifice. Pentru beneficiarii de servicii sociale, a fost implementată o platformă online de servicii electronice printr-un proiect finanțat de programul operațional Capacitatea Administrativă 2014-2020. Într-o lume în care informația trebuie procesată cu o viteză foarte mare, capacitatea de a învăța lucruri noi devine din ce în ce mai importantă. Tocmai de aceea, o activitate a proiectului a fost îndreptată spre instruirea personalului care nu numai au dobândit cunoștințe tehnice specifice domeniului de activitate, dar mai ales cunoștințe care să le permită să utilizeze eficient sistemul informatic prin care se furnizează aceste servicii electronice. Platforma poate să fie ușor accesată tot pe site-ul municipiului Baia Mare. Este intuitivă și ușor de folosit de către cetățeni. Pentru persoanele în vârstă sau grupurile vulnerabile, care nu au proprietate un telefon inteligent, s-au achiziționat echipamente care au fost plasate în centre care deservesc cetățenii în oferirea de servicii sociale. În aceste centre există și personal instruit care să ofere sprijin cetățenilor. Ca și o continuare a implementării platformei, a venit și activitatea de retrodigitizare a arhivei, respectiv accesul facil la informații legate de istoricul beneficiarilor. Din cele două imagini se observă avantajele acestei retrodigitizări a arhivei, nu numai din punct de vedere al economiei de spațiu și reducerea cheltuielilor materiale, dar și din punct de vedere al reducerii timpului de căutare a unei informații, ce înseamnă că căuta o informație sau un document fizic într-o grămadă de alte hârtii sau dintr-o birou accesând câteva clicuri să se poată obține informația respectivă. Pe lângă importanța pe care tehnologiile digitale de comunicare au asupra viitorului administrației publice, articolul a urmărit și opinia sinceră a cetățenilor. S-a aplicat un chestionar cu un set de 15 întrebări. 75 de persoane au completat acest chestionar cu vârsta, majoritatea cu vârsta de 36 și 55 de ani, din mediul urmat cu studii superioare. Consider relevant rezultatul chestionarului, întrucât 81,3% din respondenți au solicitat servicii publice în ultimele 12 luni. Majoritatea dintre ei, sau mai mult de jumătate, contactând instituția direct la sediu. Uh, 41,10% consideră că ar fi mult mai comod, mai ușor, să interacționeze cu instituția publică prin e-mail. 47,9% preferă interacțiunea față în față cu funcționarul public. În schimb, la întrebarea dacă consideră interacțiunea prin canale digitale ca fiind utilă, 55,3% au răspuns în foarte mare măsură. În concluzie, așa cum spunea Ovidius, timpurile se schimbă și unii odată cu ele. Să mă joi faza.
ca urmare, transformarea digitală ne poate face viața mai ușoară, atât ca și furnizor de servicii și ca și beneficiarea acestora. Progresul depinde în mare măsură de ușurința cu care reușim să ne adaptăm schimbării, disponibilitatea de a învăța și de a disemina informația. Iar în ceea ce privesc administrațiile publice, transformarea digitală înseamnă servicii mai rapide, mai ieftine, mai bune, reducerea birocrației și politici etice. Mulțumesc! Mulțumesc! Ce faci dacă vrei să-l Ce faci cu digitalizarea? Din păcate, acum ne ducem băcar.